Salut! Bine ați revenit la un nou episod din cadrul serii de mesaje Declarați Nevinovați. În episodul de astăzi ne vom uita la faptul că între noi și Iisus, la cruce, s-a produs un schimb. Salut! După cum spuneam în episodul de astăzi, vom vedea că între noi și Iisus s-a produs un schimb la cruce. Adică Iisus a făcut păcat și noi am devenit neprihăniți. Și despre acest lucru ne vorbește Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5 și în versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ce ne spune Pavel în acest pasaj e că Iisus, care nu a păcătuit niciodată, s-a făcut păcat la cruce. De ce? Ne răspunde la această întrebare Pavel. Ca noi, care am păcătuit, fiecare dintre noi, să primim nevinovăția Lui, ca astfel să fim ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. E o extraordinară lucrare ce a făcut Iisus la cruce. Iisus n-a păcătuit și s-a făcut vinovat de păcate care nu le-a făcut El. Și noi care am păcătuit, am fost declarați de Dumnezeu nevinovați cu toate că am greșit. De ce? Pentru că la cruce s-a produs un schimb. La cruce Iisus s-a dus și a zis, eu iau păcatul lumii asupra mea. Eu mă fac vinovat de păcatele lor. Ca oricine crede în mine să nu piară, ci să aibă viață veșnică, zice Iisus. Și odată ce credem în acest lucru, odată ce credem că la cruce Iisus a luat păcatul meu și păcatul tău la cruce și ne-a dat neprihănirea Lui, ne-a dat nevinovăția Lui nouă, suntem salvați, suntem mântuiți. E o veste extraordinară de importantă. Și dacă nu înțelegi nimic altceva despre neprihănire decât acest lucru că la cruce s-a făcut un schimb, la cruce păcatul meu l-a luat Iisus și Iisus mi-a dat neprihănirea Lui mie, dacă înțelegi acest lucru, practic nu mai ai nevoie de nimic în acest scurt pasaj și toată Evanghelia. Pentru că Evanghelia despre asta e vorba, despre lucrarea lui Dumnezeu de acum a salva un om păcătos, un om care nu se poate salva singur, un om care nu are ce să facă să se salveze singur. Și aceasta e Evanghelia. Iisus a murit în locul nostru, ca noi prin credința în El să trăim, cu toate că am păcătuit. Poate acest lucru îl înțelegem cel mai bine printr-o ilustrație. Să zicem că faci ceva rău și ceva destul de rău încât meriți să mergi la închisoare. Însă, ai un prieten foarte bun. Și ce face acest prieten? Merge la poliție și spune, eu am făcut acea crimă, eu am făcut acel lucru rău, eu sunt vinovat. Și ce se întâmplă? Prietenul tău, care nu a greșit, merge în locul tău în închisoare. De ce? Pentru că te iubește pe tine. Pentru că nu vrea ca tu să plătești pentru păcatul tău, pentru vina ta, pentru că nu vrea ca prietenul tău să plătești pentru ceea ce tu ai făcut, ci plătește el în locul tău. Oare cum va fi recunoștința ta față de un astfel de prieten? Vorbesc mai ales după ce iasă din închisoare, pentru că Iisus astăzi nu mai e mort, ci e viu. Iisus a ieșit din închisoarea morții și e liber de păcat, a plătit plata păcatului. Cum îi vei mulțumi unui prieten care a făcut acest lucru pentru tine, care a stat 5, 10, 20 de ani în pușcărie pentru tine? Cum îi vei mulțumi? Toată viața ta, cum îl voi vorbi de el? Aceasta e atitudinea pe care trebuie să avem despre Iisus Hristos. Acest lucru l-a făcut Iisus Hristos pentru noi. Ce vreau să înțelegem că crucea sau faptul că Iisus Hristos a murit la cruce nu e un lucru pe care spiritual, pe care îl spune doar Sfânta Scriptură, nu? Ci un lucru istoric. Chiar s-a întâmplat. Iisus a fost răstignit pe cruce. Însă Sfântele Scripturi, Biblia ne spune motivul pentru care El a făcut acest lucru. Și anume ca să ia păcatul meu și păcatul tău asupra Lui. Și nu numai Scriptura vorbește despre faptul că Iisus Hristos a murit efectiv pe cruce, și chiar niște istorici care erau împotriva lui Iisus vorbeau despre acest lucru. Și o să vă spun doar despre doi. Primul e un istoric evreu pe nume Flavius, care nu scria foarte bine de Iisus. Nu-l prezenta într-o conotație foarte
afirmativă pe Iisus și vorbea în mod negativ de Iisus. Însă Dumnezeu a reușit să scoată ceea ce Flavius a intenționat pentru rău. Dumnezeu a făcut din această istorie, practic, din acest ceea ce el a scris, a făcut să demonstreze lumii de astăzi, care nu crede în Iisus Hristos, că într-adevăr Iisus a existat și a murit pe cruce. Acum întrebarea oamenilor, de ce a trebuit să moară pe cruce? Biblia ne răspunde la acest lucru. Biblia ne spune că Iisus a murit la cruce ca să se facă un schimb, ca să ia vina noastră asupra Lui și să ne dea nevinovăția Lui nouă, ca astfel să putem sta împreună în prezența Lui Dumnezeu. Un al doilea istoric e unul roman și pe acesta îl cheamă Tacitus. Acest roman, ca și Flavius, de asemenea vorbește negativ de Iisus, însă menționează crucificarea Lui. Și din nou Dumnezeu întoarce ceea ce Tacitus a folosit pentru lucru rău, să-l scoate pe Iisus într-o lumină negativă. Dumnezeu a întors acest lucru și s-a folosit de cuvintele Lui ca El să demonstreze de fapt că Iisus chiar a existat și Iisus chiar a fost răstignit. Chiar dacă lumea poate nu înțelege de ce s-a întâmplat acest lucru, însă Biblia ne spune de ce s-a întâmplat acest lucru. E așa de important să înțelegem că nu e doar un lucru spiritual. Iisus nu a murit doar spiritual, e doar ceva din Biblie, ceva nu, ci chiar e ceva istoric. Iisus a murit și a înviat. Sau cel puțin istoricii vorbesc despre că Iisus a murit și trupul Lui n-a mai fost găsit. Despre acest lucru, pentru că ei nu pot să spună că a înviat, pentru că nu crede în Iisus Hristos. De ei spun că Iisus a murit și trupul Lui n-a fost găsit niciodată. Wow, asta e o veste extraordinar de bună pentru noi. Mai ales pentru noi care știm și credem și iubim pe Iisus Hristos. Să înțelegem că la cruce s-a produs un schimb. Și de aceea putem să zicem despre noi că suntem neprihăniți, că suntem nevinovați de păcatele noastre. De ce? Pentru că Iisus a murit. Și noi știm și de ce a murit. Ca El să se facă păcat și noi să devenim nevinovați. Mă rog ca Duhul Sfânt să facă acest lucru așa de real și așa de clar în mințile voastre, că de fiecare dată când auziți cuvântul cruce, de fiecare dată când se menționează despre cruce, să săltați de bucurie, să înțelegeți că la cruce e nu doar un semn simbolic, nu e numai vorba de suferință, e vorba de faptul că s-a produs un schimb. La cruce noi am primit nevinovăție și Iisus a făcut păcat. Însă Iisus a înviat și de aceea noi putem sta împreună o veșnicie în prezența Lui Dumnezeu, împreună cu Iisus Domnul nostru. E o veste extraordinară de bună pe care toată lumea trebuie să audă. Și cred că cel mai important lucru este să încercăm să demonstrăm oamenilor, sau cel mai bine să le arătăm oamenilor din istorie că Iisus chiar a murit și trupul Lui n-a mai fost găsit. Și apoi să le punem întrebarea, oare de ce a trebuit să facă acest lucru? Și atunci scoatem Scriptura și vedem că în Scriptură ne răspunde exact de ce s-a întâmplat acest lucru. Mă rog ca harul și dragostea lui Iisus Hristos să rămână peste voi toți și ca crucea lui Iisus Hristos să rămână în inimile voastre, să fiți conștienți de lucrarea pe care Iisus a făcut-o pentru voi la cruce. Rămâneți binecuvântați!